implicat, care s-au întâmplat în care s-a întâmplat evenimentul despre care facem vorbire. Vreau să vă anunț în primul rând că de dimineață am demarat de urgență cercetare disciplinară, atât în cadrul Comisiei de Disciplină, cât și în cadrul Consiliului de Etic. Cercetările au fost în cadrul comisiilor reunite, s-au încheiat și nu s-a constatat nicio abatere disciplinară. Deci, copilul a fost monitorizat, deci continuu, și s-au și consemnat din 15 minute lucruri despre care o să vă povestească șefa secției parametrii fiziologice ai copilului. Mai mult s-a făcut și resuscitare foarte rapid, care a durat aproximativ 2 ore. Pentru că trebuie să precizăm cu postul ajutorului că acest copil s-a născut cu multiple probleme de sănătate. Eforturile concertate ale medicilor din secția neonatologie păreau să dea rezultate favorabile, deși evoluția putea să fie incertă, nefavorabilă, lucru despre care familia a fost informată constant. Deci s-a știut permanent că acest copil poate să aibă evoluție favorabilă. În ceea ce privesc, vreau să fiu foarte clar, afirmațiile din media, ale părinților, ale tatălui respectiv, dădare și luare de mintă, sunt afirmații grave, care numai dacă pot fi, deci dacă sunt dovedite, sunt de gravitate deosebită, iar fiecare va răspunde individual dacă lucrul acesta se va dovedi. Până la dovedirea acestor fapte, este cuvântul cuiva împotriva altcuiva și pot să le iau doar ca pe țipe zvone. Eu, ca manager, nu pot să fiu în permanență cu 2000 de angajați și să răspund pentru fiecare. Condamn astfel de practici, dar numai dacă există, pot fi pedepsite și recomand celor care li se întâmplă astfel de lucruri, de presiuni de partea persoanelor din cauză, să se adreseze în cazul în care se constată așa ceva, organelor statului. Pentru amănunte suplimentare referitor la starea copilului, aș vrea o pătură la doctor, care este șefa secției de neonatologie și care a avut niște rezultate deosebite în ultima perioadă, rezultate care nu s-au popularizat așa cum se popularizează rezultatele nefavorabile când apar. Să mă găsesc ca unul. Deja, în acest moment, în Târgoviște, se tratează copii extrem de grav, atât cei născuți la noi, cât și din județele vecine. Am încheiat anul cu niște satisfacții enorme, cu copii de 700 de grame transferați de la Ploiești, externați acasă după 10 de zile de spitalizare. Într-adevăr, cazul acesta, din punctul meu de vedere, ca și neonatolog, este cea mai urâtă patologie posibilă. Este un prematur cu restricție de creștere. Adică, la 35 de săptămâni, aproape de termen, copilul a cântărit 1,1 kg. În condițiile în care ar trebui să aibă 3 kg. Este coșmarul neonatologului, restricția de creștere, pentru că complicațiile sunt și atunci pe moment, dar sunt și în timp. E un copil care putea să moară și după externare, putea să moară în primii ani de viață din cauza organelor care nu s-au format intrauterin, nu s-au dezvoltat. Au fost probleme ce face transfuzia, că practic s-a făcut în supraveghere. În sectorul prematur, unde se afla în acest moment copilul, este o asistentă, ieri, pe serviciul de ieri, era o asistentă la 7 copii, conform normativului, deci având 7 pacienți în grijă, evident că nu putea să fie continuu lângă acest pacient. La ce interval ar fi trecut la acest copil? Trecerea este consemnată în foaia de observație, pentru că, conform protocolului, în momentul transfuziei, monitorizarea se face din 15 în 15 minute. În ceea ce privește notarea parametrilor. Și există în foaia această consemnare. Sunt monitorizați permanent electronic în cadrul incubatorului în care s-a făcut. Copilul s-a trecut. Da, deci în foaie există această monitorizare din 15 în 15 minute. Foaia este luată de către poliție, nici nu se terminase bine incidentul, deci nu putem fi acuzați că s-a făcut ceva. Există o minimă problemă, s-a greșit undeva în tot acest caz? Din primele investigații, să zicem, Comisie de Disciplină, Comisie de Etică, nu s-a găsit nimic în neregulă, decât că era un pacient grav, nu era foarte grav ca atunci când fusese în terapie, dar era în continuare un pacient instabil, un pacient grav, monitorizat non-stop de către aparate. Deci copilul nu era într-un pătuț, copilul era într-un incubator, era cu puls oximetru în permanență pe el. Totuși tatăl spune că a venit la un moment dat, de fapt mama a venit la un moment dat și l-a găsit plângând singur. Tatăl nu are
este o asistentă la 7 copii. Ce înseamnă singur? Asistenta nu stă să-l țină de mână pe pacient. Asistenta este în cele 3 saloane care sunt acolo. Copiii nu mă spus și plâng. Și copiii plâng, adică faptul că plânge într-un fel de bine. Copilul reacționa, copilul... Părea că avea o evoluție favorabilă, luase în greutate. A luat un pic în greutate, da, ajunsese la 1,6 kg, dar el până în urmă cu 2 zile a fost pe nutriție parenterală, adică el a fost hrănit intravenos până în urmă cu 2 zile. Dar abia de 2 zile începuse a părea a fi stabil. Deci nu pot să spun că era un copil sănătos, lăsat în pătuț și găsit mort acolo. Era un pacient monitorizat, era un pacient transfuzat pentru că avea o problemă, anemia este o problemă la un copil, mai ales atât de mic, pe care noi am încercat să o tratăm. Decesul nu s-a produs în timpul transfuziei. O transfuzie greșită, un șoc post-transfuzional, se produce în momentul începerii transfuziei. Ori el a stat 3 ore transfuzat, fără nicio problemă, cu parametrii normali și la un timp după încheierea transfuziei a apărut stopul cardiorespirator. Și în completarea ceea ce spuneți, vreau să spun că nu s-a făcut nicio economie în cele materiale și medicamentele la acest copil. Copilul mai, nu era făcut la transfuzie, da. Mai primise anterior. Sunt niște protocoale foarte... E foarte important, zic eu, să-l așteptăm și rezultatul la anatomie 40. Și bănuiesc că da. E normal ca familia să acuze. Primul lucru întotdeauna cauți un vinovat. Încerci să... Fi cheia acestei probleme, mai ales că noi căutăm o serie întreagă de patologii legate de prematuritate și de insuficiența de dezvoltare intrauterină. Cert este că ancheta disciplinară din dimineața asta nu are ecografia o problemă. Iar necropsia se va efectua astăzi. Deci varianta perfuziei greșite este exclusă. Transfuzia greșită, da. Există probele hematologice care se păstrează în punctul de transfuzie, adică se pot verifica, se vor verifica. Sunt verificate pe mai multe metode înainte de transfuzie. Și pe foaie, pe foaia de observație există cartelele cu care s-a efectuat grupul și RH-ul și ale mamei și ale nou-născutului. Nou-născut este o particularitate, exact. Se face compatibilitatea nu numai cu sângele copilului, se face compatibilitatea și cu sângele mamei. S-au respectat această procedură, este consemnată în fișa de transfuzie, deci actele sunt la foaie. Normal că mama la durere poate să spună orice. Eu v-am chemat aici și de bine și de rău, totdeauna v-am arătat ce facem. Munca noastră este foarte grea, este foarte greu că lucrăm cu pacienți atât de mici, cu mame de toate categoriile. Spuneți-ne, vă rog, și de aparatura de la maternitate, aveți ce vă, tot ce vă trebuie. Da, chiar avem tot ce ne trebuie. Și o să mai vină, și o să mai vină, și o să... Roarie. Da. Ventilator, 2 monitoare funcții vitale. Deci anul trecut am primit de la Salvați Copii un incubator performant, 4 cardiomonitoare, deci numai de monitorizare nu se pune problema că nu am face-o acum, avem. Dar de la stat ce primit, doamna? De la stat primit un ventilator. Stați să vă spun. Aici ar mai trebui și statul. Deși nu o să mediatizați asta. Deci tocmai terminăm o procedură de venituri proprii de 2,2 milioane de lei, care este vizată și sistemul de neonatologie, dar în paralel primim și o sponsorizare importantă pe care deocamdată nu o facem publică. Deci, o donație importantă, o valoare foarte mare, zice, stați un pic după Ieremia, dar aproximativ 200 de mii de euro, după care n-am mai primit niciodată spitalul în istoria lui. Noi cam, nu prea mai așteptăm de la stat. Deci dacă noi nu ne descurcăm și nu obținem ceea ce vrem, nădejdea statului... Doamna doctor, și spitalul ajută. Și spitalul, dar statul este avit de minister. Născutul și mama trebuie să fie o prioritate pentru țara asta. Și toate guvernele care au venit și de fiecare dată în campanie electorală s-au bătut cu pumnul în piept că nou născutul și mama și copilul sunt o prioritate. Ultima dotare a maternității prin minister, la nivelul întregii țări, a fost în 2008. Acum toate aceste aparate sunt precum mașinile. În fiecare an apare ceva mai bun și au o uzură. Au fost incubatoare care au fost folosite non-stop. Deci pleca copilul, se igienizea, venea alt copil. Aparate care nu au fost oprite niciodată lungi perioade. Vă dați seama că se uzează și ele. Dar în ultimii ani chiar eforturile unite... Și avem o maternitate cu care ne mândrim. Da. Eu așa cred că v-am arătat anii trecuți. Avem o avarie temporară la
centrala termică, între timp am cumpărat alte cazane noi și s-a ridicat problema. Într-adevăr, a fost o problemă temporară, numai de ce. Și pe doar o jumătate de secție. Dar în momentul de față, nu. Și nu avem probleme, nu trebuie să iei igienă. Cei mai mulți, Argeș și Prahova, Teleorman. A fost tratat cu succes, nu? Da. Și ce este Teleorman? În cazul exista riscul de deces intrauterin și atunci la 35 de săptămâni ginecologul a hotărât că trebuie scos, el nu mai creștea de 2 luni în burta mamei. Vreau să vă spun că datele statistice mondiale, nu ale noastre, că noi nu știu ce statistici avem, cât de corecte sunt, mortalitatea în astfel de situații la copii cu restricție de creștere sub 1500 de grame este de 70%. Deci nu vorbim de un copil care în alte părți ar fi trăit. Cred că și în alte părți noi nu vrem să ne apărăm noi corpul medical. Chiar am spus de la început că regretăm un astfel de eveniment și suntem alături de familie și chiar ne transmitem condoleanțe. Dar mediatizarea a fost excesiv de negativă și de asta am și demarat foarte rapid. Și se părea corect de ziua discutând la spitalul și a corpului medical. Acuzațiile părinților. Nu, dar acuzațiile părinților. Eu n-am văzut pe nimeni, mă rog, pe posturile, da, nu pe posturile mari. Pe posturile mari a fost o știre corectă. În situația asta puteți arăta poate și imagini din secție pentru toată lumea, astfel încât să nu creadă în adevăr ce au spus și ascultat și...